Vom asculta cuvântul Domnului din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 6. Începem citirea cu versetul 11 până la versetul 17, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1150. Efeseni, capitolul 6. Începem citirea cu versetul 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați și scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoarele celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea în seara aceasta și la slujbele la care poate voi mai fi la dumneavoastră, să vorbesc de un lucru care ar trebui să fie primordial, să fie prioritar în viața noastră. În perioada de când nu ne-am mai văzut, am pierdut prieteni dragi. I-am pierdut noi, dar i-a câștigat cerul. Însă, în vremea aceasta în care noi trăim, e foarte important să fim gata, să fim pregătiți. Când ne mai dă Dumnezeu o zi, noi trebuie să fim gata. Când ne mai dă un an, noi trebuie să fim gata. Dar dincolo de ce se întâmplă în lumea aceasta, în niciun caz, duhul de descurajare, duhul care vine să ne soptească că Dumnezeu ne-a părăsit, căci credincioșii trec prin aceleași situații ca alții care trăiesc în păcat și ne atacă mintea noastră, n-ar trebui să aibă acces la gândirea noastră, n-ar trebui să ne modifice comportamentul nostru, ci ar trebui să fim niște biruitori, Doamne ajută! Amin. Textul biblic de aici spune, dar voi stați gata. Poziția unui credincios este o poziție a unui ostaș care e gata, pregătit pentru luptă. Și în timp ce luptă, s-ar putea să audă strigarea generalului care spune, gata, ți-am pregătit o medalie și o cunună, vii în prezența mea. Pentru credincioși, moartea nu este ceea ce este pentru toată lumea aceasta. Se citea foarte frumos prin Valea Umbrei Morții. Și odată un copil l-a întrebat pe tatălui ce înseamnă umbra morții. Și nu știa tata cum să-i explică. Într-o zi pe când mergeau cu mașina, spunea că la un moment dat el era pe banda întâia cu copilul în mașină și lângă ei a tras un trac de ăsta mare, un tir mare așa. Și tirul s-a pus în dreptul soarelui și umbra tirului era peste mașină și era destul de întunecată mașină. Și atunci a venit ideea lui tata și a spus, măi copile, mi-ai pus o întrebare, ce înseamnă umbra, Valea Umbrei Morții, umbra morții? Ce ți-ar conveni, să treacă tirul peste noi sau doar umbra lui? Și zice, copilul, tata, avantajos e umbra numai. Ei, pentru credincioși nu vine moarte, vine doar umbra ei, atât tot. Că moartea a luat-o Hristos la calvar și a învins-o, lăudat să-i fie numele. De aceea Sfânta Scriptură spune, unde ți este bol de moarte? Însă, frații mei, că vine mai târziu sau vine mai devreme, că vine prin COVID sau vine de bătrânețe, dar ea vine. Problema este, frații mei, suntem gata? Pentru că credinciosul trebuie să fie gata, chiar dacă e la terapie intensivă. Credinciosul trebuie să fie gata, chiar dacă e la volanul mașinii sale. Credinciosul trebuie să fie gata, chiar dacă e în plină tranzacție financiară. Credinciosul trebuie să fie gata, chiar dacă e la adunare generală. El trebuie să fie gata. El trebuie să fie gata când apără dovezile teologice. El trebuie să fie gata. Gata e echipat ca un soldat, ca dacă Dumnezeu îi dă harul, el să poată primi decorația pentru lupta cea bună pe care a purtat-o. Doamne ajută! Foarte mulți oameni își închipuie că ei luptă, însă uitați-vă numai la textul biblic din versetul 13 care spune, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit.
Dumnezeu nu te așteaptă, chiar dacă e ideală soluția de rugăciune și trimite la rugăciune stăruitoare, soldatul trebuie să fie găsit în picioare. După ce a biruit, totul, nu jumătate, totul, trebuie să ajungi să fii profesionist în domeniul acesta. Trebuie să ajungi să onorezi pe Domnul tău. De ce cere totul? Că noi mergem ca din doi în doi, asta am învins-o și ceilaltă nu o pot învinge, Doamne Iisus, te rog să mă ierți, iar am gafat, iar am spus un cuvânt și nu trebuiește. Stimații mei, ne-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt, care e a treia persoană din Dumnezeire, nu să vină la noi de Paș și de Crăciun, să locuiască în noi, slăvit să fie Domnul. Și pentru că locuiește în mine și din trupul ăsta face templu al Duhului Sfânt, nu apartament, nu casă de vacanță, templu al Duhului Sfânt, unde face slujbă înăuntru meu, mă ajută, mijlocește la Tatăl cu suspine negrăite, lucruri pe care eu nu le cunosc, El le prezintă, îmi dăruiește tot ce privește viața și evlavia, să fiu mai mult ca biruitor, Doamne ajută! Amin. Nu ne scuză cu nimic șchiopătările noastre, nu ne scuză cu nimic lipsa de faptul că nu învățăm din gafele noastre. Pentru că, scuzați-mă, frații mei, faci o greșeală azi, îngăduit, trăim într-o lume, inerent câteodată. Măi, dar învățat dintr-o greșeală. Cum spunea cineva, te duci pe o stradă, scoate cineva un capac de canal de acolo, te gândești la Psalmul 23 și cazi în canalul ăla, cu un picior, te lovești, așa mai departe. A doua zi, sigur gândindu-te la Psalmul 91, la Psalmul 23, stai și te uiți la toate capacele de canal, nu fii luate de acolo. De ce? Pentru că ești atent. Cum de la vorbire nu suntem așa de atenți? Cum din anumite promisiuni pe care le facem, cădem în același canal? Parcă dăm noi la o parte. Pentru că credinciosul trebuie să fie un ostaș care e gata de luptă, Doamne ajută! Care rămâne în picioare, echipat, după ce a biruit totul și când vine comandantul suprem, îl salută și intră la locul lui noastre să-și primească cununa, Doamne ajută-ne! Dar ca să ajungi în poziția aceasta și eu și tu, îți trebuie un anumit echipament, pentru că cu echipamentul acesta poți să te împotrivești tuturor uneltirilor celui rău. Ca noi, diavolul a văzut miliarde. Cum am făcut un pas, el are toate alternativele cam ce am putea face. Alege strategii și atenție. Noi obosim într-o zi. Dacă ești atent, dacă îți dă cineva un copilaș, să ai grijă de el, te termină. De ce? Se duce într-o parte, se duce în alta, nu știi ce vrea, nu știi, se duce la o priză cu o bucată de metal, tu nu știi, dacă trebuie să pregătești totul, să gândești dinainte, să faci toate lucrurile, te obosește. Demonii nu obosesc, nu dorm noaptea, ei chiar sunt nervoși că tu te culți. De ce? Că n-are pe cine să mai ispitească în timp și tu dormi. Abia te așteaptă să te scoli că el ia iar la ispitit. Ori credinciosul nu poate să reziste cu propria lui pregătire, cu propriile lui gânduri, cu propria lui elocvență, nu, ci să dă o armură și o armă de atac care nu pot ține piept toate uneltirile celui rău. Dacă ne prinde nepregătiți, iubiții mei, nu dați vina pe diavolul, că noi nu ne echipăm cu armamentul care trebuie. De aceea, primul lucru pe care sublinează Pavel aici la un soldat care e gata să-l aștepte pe generalul lui și să repurteze încă o victorie dacă nu vine astăzi, este mijlocul să vă fie încins cu adevărul. Probabil o altă slujbă o să vorbim, că totdeauna când Biblia vorbește de mijloc încins, înseamnă haine. Omul ăla are haine și peste hainele alea ia un mijloc. Dar în textul acesta, apostolul, ca să vorbească de armura pe care o avea un soldat roman de atunci, așa armura pe care o are credinciosul, pleacă de la domeniul acesta. Stimații mei, mijlocul încins înseamnă că omul ăla este deja echipat, că are pe el hainele. Mijlocul acela încins îi ține hainele pe el, le ține legate pe el așa. Totodată, mijlocul încins care este adevărul, care este cuvântul adevăr lui Dumnezeu, că există multe adevăruri în lumea aceasta, relative. Adevăruri azi, adevăruri în funcție de interese, adevăruri în funcție de specialiști mai nou, adevăruri de tot felul, care sunt adevăruri azi și mâine se constată că a fost o mare eroare și o mare fâs. Și toată lumea e surprinsă că la niveluri înalte se spun minciuni cu parafă. Însă, iubiții mei, în lumea aceasta în care suntem dezinformați, există un adevăr absolut, slăvit să fie Domnul.
Că în lumea asta cu tot cu submarine, cu zgârie nori, cu economie, cu bilanțuri, cu oameni, cu tot va dispărea, va rămâne cuvântul lui Dumnezeu în veci de veci. Nu va mai conta atunci când discutăm noi doi, măi, tu ai lucrat la NASA sau unde ai lucrat? Păi eu am lucrat în cutare lor. Știi de descoperire. Nu va mai conta nicio descoperire de-a noastră. Singurul lucru care te vei putea delecta acolo va fi, băi, am fost într-o seară la Elim și am auzit ceva special. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Hai să găsești asta acolo. De ce? Pentru că e adevărul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Rămâne, cuvântul Domnului este adevărul, spunea Domnul Iisus Hristos. De aceea, iubitul meu, gândește-te cu ce te încingi, ce anume îți țin hainele pe tine, ce anume îți dă putere ție. Pentru că mijlocul totdeauna în Biblie este asimilat cu puterea. Bătrânii noștri când plecau înainte să se ducă la moară, de exemplu, și trebuia să pună un sac de 60-80 de kilograme în căruță sau într-un cărățior să-l ducă la moară, de obicei se încingeau cu niște brâuri late de piele, o să le mai vedeți la momentul actual, sunt oameni care le folosesc. Pentru că nu îl încing pentru că așa e moda, nu, pentru că le ajută foarte mult la ridicat, la muncă. Mijlocul încins îi dă putere și protejează mușchii abdominali. Oribiții mei, foarte mulți dintre noi, în lupta pe care o ducem, obosim în puterea noastră. De foarte multe ori trebuie să ridicăm camarazi căzuți. De foarte multe ori trebuie să ne punem sub povara cuiva și să-l ducem la siguranță. De foarte multe ori trebuie să ne aplecăm, să dăm la o parte armele care ne stau căzute pe drum. Și toate lucrurile acestea ne solicită mușchii noștri, puterea noastră. Mijlocul încins presupune rezistență mărită. Bătrânii noștri se încingeau și ridicau saci grei. Imaginați-vă că în loc de brâul acela lat, de piele, cum îl aveau ei, sau cum au halterofilii la momentul actual, brâie foarte puternice, s-ar încinge cineva cu o sfoară. Sfoara aceea nu ar face altceva decât să-i curme mușchii abdominali și multă vreme el nu poate lucra, sau ce să vorbim de ridicat. Foarte mulți credincioși nu studiază Scriptura, nu sunt ca cei din Berea, să se mai ducă și acasă să vadă ce spune Biblia, să-l verifice pe proroc, să-l verifice pe predicator, să se îmbogățească de pe paginile Sfintelor Scripturi, câteodată să pună întrebări incomode, întâlnesc oameni care vin și spun, frate Virgil, am găsit lucrul ăsta în Biblie, nu știm, cel mai simplu răspuns și totodată sincer, nu știm toate lucrurile. Spune la un moment dat Biblia că se vede o mare mulțime îmbrăcată în haine albe și cu ramuri de finică în mână și vine omul lui Dumnezeu de acolo și îl întreabă pe Ioan, apostolul iubirii, care la cina Domnului stătea cu capul aproape de gura Domnului Iisus pe peptul, cine sunt aceștia și de unde vin? Și m-aș fi așteptat ca Ioan să înceapă părerea mea, dacă toți sunt îmbrăcați în haine albe, acestea vin de undeva, de unde li s-au dat hainele astea albe, și aș o părere teologică, avea dreptul, Domnule, era aproape de Domnul Iisus. Ioan vine și spune sec, nu? Știu. Și așa aflăm și noi de unde vine. Ei vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele în sângele mielului. Slăvit să fie Domnul! Amin. Nu știi toate lucrurile, dar pui întrebări. Am găsit lucrul ăsta. Băi, nu știu eu, îl întreb pe fratele Mitică. Fratele Mitică îmi spune, băi frate, parcă mi-am notat undeva un gând ăsta. Întrebăm și așa mai departe, câte comori scoți numai pentru că ești atent. Vrei să-ți mărești brâul. Doamne ajută, frații mei! A-ți mări brâul înseamnă să ai la tine putere de a ști cum să tratezi o anumită problemă. Duhul Sfânt îți aduce aminte de lucrurile pe care le ai deja. Duhul Sfânt nu vine în seara asta mie să-mi spui, Virgil, predic cu putere din Psalmul 151. Că Psalmul 151? Nu-i. Sunt 150 psalmi în Biblie. Nu spune să predic niște ceva ce nu există. Trebuie să am lucrurile alea în inima mea. Și din ceea ce am, ce am studiat, Duhul Sfânt pentru Biserica Elim particular scoate de acolo exact lucrurile cu care se confruntă. Eu nu știu cu ce vă confruntați dumneavoastră. Dar în timp ce fratele Mitică vorbește, în timp ce se cântă, în timp ce se predică, Duhul Sfânt ia cuvintele potrivite și într-o eleganță deosebită le duce la urechea ta și o accentuează. Și dintr-o dată te trezești așa, băi, ăsta e pentru mine. Pentru că Duhul Sfânt e la lucru, lăudat să fie Domnul. Dar Duhul Sfânt ia dacă este. Dar dacă brâu nu este,
Dacă știi că Biblia se începe cu Geneza și se termină cu Apocalipsa, dar este și Maleahi, dar nu știi pe unde. Iubitul meu, ce să iei Duhul Sfânt? De aceea e important să ai în mijlocul încins cu îmbrăulat. Apostolul Pavel era un om care avea o cunoștință de Scriptură extraordinară și la un moment dat spunea, vă puteți voi da seama de cunoștința pe care o am eu, pe care mi-a dat-o Domnul? De aceea el spunea, pot totul în Hristos care mă... A trecut omul ăsta prin niște situații când trebuia să fie judecat. Spune că când l-au văzut în lanțuri și când au aflat că sunt lanțuri, toți prietenii lui au fugit. Și el spune în Biblie, toți m-au părăsit, dar Domnul a fost lângă? Mai dar cum, dar nici ăla la care i-am făcut bine? Dar nici ăla la care, pe care l-am vorbit de bine? Dar pe el, nici ăla care l-am promovat? Dar pe ăla care m-am pus cuvânt, domnule, toți m-au părăsit. Dar eu n-am nicio problemă. Domnul care îmi dă decorația e lângă mine. Eu merg până la cap, nu. Nu mă cuprinde depresia dintr-o dată. Nu stau la un moment dat să-mi dau seama, băi, bun, dacă erau aici, mă mai mângâiam cumva, dar dacă nu-s aici și Domnul e lângă mine, nu-i suficient? Uitați-l cum merge până la capăt, ca un ostaș. Noi ne plângem numai dacă auzim că cineva vine în zonă și nu ne dă telefon, că i-am dat o masă sau i-am spus, frate, Domnul Sfânt, că cum tu nu întrebi de mine, tu așa, considerăm că omul ăla trebuie să aibă abonament de acum să ne vorbească nouă, să ne spună și câte alte lucruri credem noi că oamenii, iubitul meu, dacă la lucruri de astea deja te clatin, dacă la lucruri de astea aproape caz și nu mai știi ce să faci, ce ai să faci când puterile celui rău vor sta cu ochii pe tine acolo? Ce ai să faci atunci? De aceea ia toată armătura, Doamne ajută! Încinge-te cu adevărul lui Dumnezeu! Câtă vreme Hristos este cu tine, oricine ar fi împotriva ta, n-are nicio șansă, dar tu trebuie să fii încins cu adevărul lui Dumnezeu, Doamne ajută! Când stai așa încins, poți să mai ieși ceva pe deasupra. Spune Sfânta Scriptură în textul biblic că pe deasupra acestui brâu trebuie să iei platoșa neprihănirii. Iubiții mei, neprihănirea este starea fără vină, fără pată înaintea Domnului. Și noi nu putem atinge. Indiferent cine este în lumea aceasta, el nu poate atinge. Au fost oameni care au atins oarecare neprihănire după lege. Au atins-o. Însă neprihănirea aceea nu le-a ajutat la nimic. Pentru că s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință perfectă, care ne este pusă nouă în cont doar pe baza credinței în Iisus Hristos. Amin. Și ori de unde o pui, este o platoșă pe tine, este ceva static pe tine. Nu contează că tu știi sau nu știi, ia-i pe tine acolo. Tu ești socotit neprihănit de Domnul Iisus Hristos. Dați-mi voie să vă citesc unul dintre cele mai frumoase pasaje biblice asupra cărora fiecare dintre noi trebuie să medităm. Romani, capitolul 5, versetul 1, spune Biblia așa. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Versetul 9 spune în felul următor, sau să începem de la 8, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Amin. Atenție, frații mei, Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Dumnezeu ne socotește neprihăniți. De aceea e important pentru tine și pentru mine să iei prin credință lucrurile acestea. În momentul în care crezi că Iisus Hristos a fost răstignit în locul tău, în momentul în care crezi că Iisus Hristos a luat păcatele tale și natura ta păcătoasă la calvar, în momentul în care crezi că Iisus Hristos a înviat din morți și este viu în vecii vecilor, Dumnezeu îți oferă neprihănire, răscumpărare și înțelepciune în Iisus Hristos. Trăiește cu neprihănirea aceasta, ești socotit de Dumnezeu neprihănit. Nu-mi meritele tale și nici ale mele, însă Dumnezeu îți dă starea aceasta pe care o ai pe tine. Ori de unde te-ar lovi diavolul, Dumnezeu te asigură că te socotește neprihănit. Când Dumnezeu îți ascultă cântarea, când Dumnezeu îți vede ziua de post,
Când Dumnezeu îți ascultă rugăciunea, El nu se uită la cât de bine muzică știi tu, nu se uită la cât de verbalizată și cât de gramaticală e rugăciunea ta, ci se uită în primul rând prin tine, la tine, prin Iisus Hristos Domnul. Și este o cântare binecuvântată, perfectă. Zilele de post sunt desăvârșite. Lucrarea pe care o face în numele Domnului, în baza lui Iisus Hristos, este desăvârșită. De aia apostolul spune, și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele lui Iisus Hristos. Amin. Însă îți cere Dumnezeu să te asortezi la această nebrienire. Îți cere Dumnezeu cu greșelile tale să te uiți prin pocăință și să trăiești starea asta de lucruri. Dumnezeu te socotește neprienit, dar îți cere să fii și tu neprienit. Doamne ajută! Aici e lupta noastră. Aici e lupta de curățire, aici e lupta de sfințenie, aici e lupta de îndreptare, aici e lupta să mă văd eu și aici e lupta să am oameni care să-mi spună, aici trebuie să te pocăiești. Că sunt lucruri pe care v-am spus și altă dată, nu le putem identifica. Zicem că sunt normale, dar nu sunt normale. Mă socotește Dumnezeu neprienit, dar mărturia mea în lume are la un moment dat efect prin baza lucrurilor pe care eu le trăiesc. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spunea și este o responsabilitate pe care o găsim în 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele, cine trăiește în neprienire este neprienit, cum el însăși este neprienit. Se vorbește aici despre Dumnezeu te socotește neprienit, dar la un moment dat te socotește și azi neprienit și mâine neprienit și rugăciunea ta e primită și cântarea ta e primită. Dar așteaptă Dumnezeu după ce te socotește neprienit să trăiești în neprienire. Doamne ajută! Asta înseamnă să folosești toate resursele. Eu chiar vreau să mă sfințesc, chiar vreau să mă pocăiesc, chiar vreau să mă îndrept. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă socotește neprienit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a așezat platoșa aceasta. Dar ea are încheieturi. Vă aduceți aminte, pe timpul lui Ahab trage unul cu săgeata la întâmplare, cu ghilimele de rigoare, și îl nimeresc la încheietura platoșei. Pentru că platoșa avea, în cea mai simplă formă, o parte din față și o parte din spate. Amândouă trebuie combinate. Depinde unde le pui. Este o împletitură a lucrurilor acolo. Dumnezeu te socotește neprienit, dar trebuie să ajungi să trăiești în neprienire. Dumnezeu să ne ajute! Platoșa aceasta, static, te protejează de lovituri, de sabie și în mod special se trimit săgeți la încheietură. În momentul respectiv intră pe scenă o altă parte a armurii credinciosului și anume scutul credinței. Scutul nu mai este o problemă statică. Scutul trebuie să-l pui între tine și dușman, între tine și arcaș. Scutul îl muți tu. Dacă platoșa-i pe tine și la două dimineața te scoală, Dumnezeu te socotește neprienit și tu trebuie să trăiești neprienirea pe care ți-o dă Dumnezeu să o trăiești în momentul respectiv. Însă scutul îl pui între tine și pericol. Scutul este pus pe o anumită mână, de obicei pe mâna stângă este pus scutul, pentru că dreptacii folosesc sabia cu dreapta. Însă se poate și invers, dar scutul este folosit de persoana respectivă. Iubiții mei, în toate războaiele pe care le avem de dus, cu duhuri necurate, cu necazuri, cu probleme, cu atacuri la persoană, trebuie să folosesc scutul. Cine-i scutul tău? Pentru că tindem de foarte multe ori să-l schimbăm. O vreme a fost Domnul, în El era nădejdea noastră. El e Domnul, Domnilor și Împăratul Împăraților. E un scut suficient. Însă, cu timpul, cunoaștem oameni politici, cu timpul cunoaștem medici scusiți, cu timpul cunoaștem proroci care prorocesc destul de exact, cu timpul cunoaștem oamenii lui Dumnezeu în care ne punem încrederea în ei și înainte de a alerga la Domnul personal, mergem prima dată să rugăm pe fratele, să întrebăm, dăm un telefon la spital, întrebăm pe un om politic ce ar putea și folosim scutul. Stimații mei, nu știu ce scuturi aveți, însă vreau să vă întoarceți la scutul de bază, la scutul care ni s-a dat. Domnul este scutul și tăria noastră.
Pune-L între tine și toate problemele tale. Pentru că dacă îl pui între tine și problemele tale, vei vedea cum te încrezi și cum el preia șocul săgeților aprinse. Tu nici nu știi de unde vin. Tu nu știi de ce te țintesc. Câteodată te mai duci pe la rugăciune și îți îndură Dumnezeu de tine și de mine și spune multe planuri și a făcut diavolul împotriva ta și a casei tale. Dar eu am oprit toate săgețile alea. Tu nu știi când s-a întâmplat asta. Tu puteai să fii căzut acum, puteai să fii mort acum. Putea diavolul care are putere în lumea asta să organizeze o grămadă de lucruri. Dar marea problemă este că tu într-o zi l-ai primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal și deja în lumea nevăzută, tu nu ești unul din cele 7 miliarde de oameni de pe pământul ăsta, tu ești pe cineva special, tu crezi în Iisus Hristos și tot ce are cerul mai deosebit este Iisus Hristos Domnul, lăudat să-i fie numele. Dincolo de Heruvim, dincolo de Serafim, dincolo de cei 24 de bătrâni, dincolo de cele 4 fături vii, cel adulat, lăudat și glorificat în cerul este Iisus Hristos. Și oamenii care cred în El au prioritate de unde ar fi. Au prioritate. Când se rostește de pe pământ numele lui Iisus Hristos, dintr-o dată mii de îngeri sunt gata acolo să preia rugăciunea aceea, pentru că codul acesta îi pune în alertă. Odată ce tu ai crezut în Iisus Hristos, tu ești special pentru cer. Rugăciunile tale sunt ascultate, cuvintele tale sunt monitorizate. Că de multe ori noi nu credem, asta e altceva, dar într-o zi Dumnezeu ne va judeca pentru orice cuvânt nefolositor. Pentru că dintr-o dată am ieșit din anonimat și prin credința în Iisus Hristos suntem puși într-o poziție cu prioritate. De aceea e important pentru noi să folosim poziția asta, să ne rugăm pentru noi, pentru cei nemântuiți, pentru cei bolnavi, că Dumnezeu ne ascultă, slăvit să fie Domnul. Bilete de genul care au venit în ziua de astăzi sunt și am observat de foarte multe ori printre noi mulți de care s-au atins Domnul. Dar nu spun nimic. Ca să nu se mândrească frață, ca nu cumva biserica Domnului să creadă la un moment dat, chiar să roagă și chiar e ascultată. Frații mei, dar chiar asta facem, ne rugăm și știm că suntem ascultați. Știm de asta. Că Dumnezeu ia rugăciuni de ale mele și spune, nu-i vreme acum. Asta e altă problemă. De eu sunt convins că astăzi m-am rugat și Dumnezeu m-a ascultat. Nu pentru că m-am rugat fluent românește, ci pentru că m-am rugat în numele lui Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul! De aceea e frumos să te rogi, de aceea e frumos să iei scutul să pui. Nu te ajută la nimic să ai un scut foarte bun. Te trezești cu vrăjmașul în față, nu te poți lua la trântă cu el că are arc și săgeța aprinsă. Săgeța aprinsă. Și tu constați pe câmpul de luptă că ai un scut foarte bun, dar e acasă. E acasă, dar e foarte bun. Nu te ajută cu nimic. Scutul trebuie să fie la purtător. Scutul trebuie să-l ai. Și în momentul când ai văzut vrăjmașul, nu contează cât săgeți are, nu contează ce arc are, nu contează cât e din alt. Pune doar scutul între tine și dușman. Și atunci ai rezolvat problema. Știți că lauda tocmai asta faci? Foarte mulți credincioși vin la adunare și se începe o cântare. Nu, cântăm, că cântă specialiștii, profesioniștii, coriștii. Toți sunt bucuroși, și soliștii, și care... Să cânti și tu la refren. De ce? Pentru că lauda la adresa Domnului te întărește pe tine. Lauda aceea nu e ca să-l înalți tu, că Dumnezeu știe cât e de mare. Nu-ți dai tu seama cât e de mare El. Nu poți tu conceptualiza cât e de mare El. Dar Dumnezeu îți cere să-L lauzi pe El. Că în timp ce tu lauzi pe El, începi să te încrezi în El și pui scutul unde trebuie. Punând scutul unde trebuie, n-ai să vezi atât de mare dușmanul, boala, încercarea. Chiar umbra morții nu o să vezi așa de mare. Cum spunea cineva, degeaba a venit năcazul ăsta peste mine, la ce domn mare am eu, nu se pune problema. Dumnezeu mă izbăvește, lăudat să fie Domnul. Pentru că el în continuu pune scutul acolo. Dumnezeu mă ajută. Dumnezeu e sprijinitorul meu. Dumnezeu îmi dă tărie. El și chem prezența Domnului acolo. Chem numele Domnului acolo. Sunt persoane din biserică la un moment dat care se roagă pentru Doamne, așa, Doamne, lucrează Tu, ajută-mă să mă căsătoresc, ajută-mă să găsesc ceea ce trebuiește, ajută-mă să pot să-mi câștig pâinea aceea de toate zilele.
E bine că te rogi, e excelent, dar după asta începi să verbalizezi ceea ce crezi, pune scutul unde trebuie. Dumnezeu va purta de grijă, la vremea potrivită va scoate pe cine trebuie. El știe mai bine ca mine ce mi se potrivește, mă știe pe mine mai bine decât mă știu eu și știe exact ce trebuie de făcut. Lăudat să-i fie numele, îl pui acolo în față și te încrezi în el, că auzi în el cum vin săgețile, cum lovesc. Dar nu e nicio problemă. De tine nu se atinge că scutul e la locul lui. Te-aș ruga, iubitul meu, ia scutul ăsta și pune-l. Poartă-l în viața ta. Mergi contra vrăjmașului. N-ai să cunoști niciodată planul și nici nu-ți trebuie multe amănunte. Pune scutul acolo. Prin credință în Domnul Iisus, cheamă numele Lui. Pune prezența Lui și ai să vezi binecuvântarea Domnului. Slăvit să fie Domnul. Iubitul meu, scutul credinței trebuie folosit de tine. Tu ești cel ce-l pui în aplicare. Tu ești cel ce începi să reciți pisan, mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, nepătrunse sunt minunile Lui și înțelepciunea Lui este fără sfârșit. Începe să vorbești cu psalmi, să-ți vorbești ție, să-ți rostești lucrurile astea, pentru că credința ta se va încrede în El. De obicei, persoana pe care o lauzi, în aia te încrezi. De obicei, începe de astăzi înainte, dincolo de toți ceilalți oameni care trebuie cinstiți. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Și ca să poți face asta, începe să-L lauzi pe Domnul. Începe să glorifici numele Domnului. Începe să spui celorlalți ce frumos a lucrat Dumnezeu în viața ta. Sunt slujbe care sunt mai mult decât reușite când se ridică bărbați și femei care spun cum a lucrat Domnul în viața lor, cum le-a ascultat rugăciunea și când poporul Domnului spune mărit să fie Domnul. Se duc oameni care vin în mijlocul nostru, care n-au pus scutul totdeauna unde trebuie, care n-au pus scutul, care au fost loviți de săgeți, care au fost loviți de arma diavolului și își dă seama, înseamnă că Domnul poate face și cu mine treaba asta. Sunt socotit neprienit, sunt un om al lui Dumnezeu, însă n-am folosit scutul unde trebuie. De astăzi înainte, Domnul este tăria și pricina laudelor mele. O pun acolo unde trebuie. Și începi să-L lauzi pe Domnul, să te bucuri de harul Lui, Dumnezeu să fie lăudat. Amen. După scut, spune Scriptura, că trebuie să ai și picioarele încălzate. Pentru că dacă toate celelalte sunt la locul lor și picioarele nu sunt încălzate, din nou un punct vulnerabil. Din nou, la locul acela poți fi atacat. Picioarele în Sfânta Scriptură sunt încălzate cu o pereche de bocanci sau de adidași, depinde cum vreți să-l luați termen sportiv sau de rezistență, cu râvna Evangheliei păcii. Nu numai Evangheliei, ci și a păcii. Că sunt o grămadă de oameni care au numai râvna Evangheliei, dar nu a păcii. Râvna Evangheliei numai să-l contrazică pe celălaltul, numai să fie din Biblie, să găsească versete, numai să se iei cu celălalt la discuții și la o ceartă de vorbă. O râvna Evangheliei păcii, la un moment dat te face să trăiești în pace cu celălalt. Dacă celălalt are un pasaj biblic, te uiți și vezi că are acoperire, mergi pe linia respectivă, vă zidiți amândoi în credință și rămâneți în lucrurile în care ați ajuns de aceeași părere să umblați la fel, Doamne ajută! Asta bineînțeles că nu discutăm de păcat, nu discutăm de atitudini păcătoase, care și acelea trebuie corectate cu dragoste și cu pârghiile pe care ni le dă Domnul, ci vorbim între frați care sunt îmbrăcați și echipați ca ostași care vor să lucreze pentru Domnul. Nu uitați, stimații mei, există fiecare om, există în viața fiecare un moment când e încălțat cu râvna Evangheliei păcii, când îi place să meargă la rugăciune, când îi place să, pe lângă joi, pe lângă duminică, să mai vine și vineri seara la adunare, când îi place să meargă, când aude de un cer de rugăciune, se duce, băi, dar nu vin niciun proroc, nu-i problemă că vine, eu mă duc să mă rog Domnului împreună cu frații mei, nu mă interesează în primul rând lucrarea, profeția, vedenia, descoperirea, mă interesează să mă rog împreună cu frații mei, că mai este și un vas al Domnului, slăvit să fie Domnul, dar eu mă duc pentru asta și dintr-o dată ești pasionat, pentru că râvna Evangheliei nu te lasă, că e râvnă, nu te lasă să stai pe loc. Câtă vreme trăiești starea asta de lucruri, fratele meu, nu o să ai timp să auzi de anumite lucruri. Nu o să poți vedea din poporul Domnului anumiți oameni care au o altă părere. Nu o să poată să-ți inoculeze cineva veninul de anumite lucruri care nu funcționează bine la ei de pe ultimul rând sau de la balcon. Nu o să aibă nimeni timp. De ce? Pe tu ai treabă, ești ocupat. Alegi dintr-o parte și în alta. Însă aș vrea să vă spun
Dacă începem să dăm râvna jos, că ne-am săturat numai noi să alergăm, că ne-am săturat numai noi să lucrăm, dar ce nu mai sunt și alții? Că ne-am săturat să facem lucrul ăsta și punem ghetele în cui să apropie din noi cineva care a fost blestemat să se tărască pe pământ. Și sarcina lui este să zdrobească călcăiul. Și să apropie de credincioși și n-are atenție, n-are acces la cap, nici la coaste, nici la mâini, ci are acces doar la călcâi. Dar dacă călcâiul nu-i protejat de râvna Evangheliei Păcii, mușcă acolo. Și aș vrea să vă spun, pentru un șarpe veninos, e suficient să te muști de călcâi? Da, pentru că veninul lui intră în sistemul tău circulator și îi duci peste tot. Îi duci la cap și la creier și în foarte scurtă vreme, depinde de veninul care îl dă, rămâi paralizat și mori. Îți blochează toți mușchii, ai anumite simptome în funcție de venin și mai devreme sau mai târziu mori. Aș vrea să vă spun, șarpele cel vechi nu poate alerga după noi, dar se tărește după noi. Câtă vreme am răbd la Evanghelie și la repetiții, câtă vreme ești la slujbă de priveghi, la slujbă de mormântare, studiez Scriptura, la rugăciune, în lucrarea Domnului, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, umblăm la fel. Mai sunt oameni care sunt de lăsători, ridic de acolo, merg mai departe, pentru că râvna nu mă lasă, diavolul umblă după mine, dar n-are ce-mi face. Viteza mea de deplasare e mult mai mare ca lui. Când eu am lăsat râvna jos și deja știu pocăință, deja știu cum să învăț, știu politică bisericească, deja așez lucrurile, vine și mă inoculează și permiteți-mi să vă spun cu durere, oameni care altădată la rugăciunea lor efectiv înflăcărau biserica, la cântarea lor plângeau oamenii în hohote, la momentul actual știu toate gafele, știu ce vând, ce cumpără și nu Iohannis sau Cioloș sau altul, premierul Cățu, nu, de-a noștri. Și când te apropii de El, nu-ți poate da decât lucrurile pe care le are. Și ar fi putut atât de bine în perioada asta să alergi pentru Domnul cu râvna Evangheliei Păcii, Doamne ajută! Că nu uitați, și eu sunt păstor, și eu slujitor, pe mine mă poate judeca Dumnezeu acum. Acum. Lucruri pe care voi poate nu le știți, Dumnezeu le știe și le evaluează mai bine. Vă spun cum am văzut, vă spun fraților, mă sunt rău. Dacă apuc să spun mă sunt rău, mă ia câțiva de aici, mă duce și mă parchează Dumnezeu 6 luni în spital. Biserica lui are liniște. Pentru că biserica o zidește Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Bun, dacă mă îngăduie Dumnezeu aici, e treaba ta? Dacă îngăduie pe altul, e treaba ta? Tu n-ai treabă de făcut? Tu n-ai lucrare de făcut? Sau ai încălțat alte ghete? Sau nu mai ai nimic acolo? Vă spun lucrurile astea pentru că văd multe și stau și mă gândesc, oare spus eu? Domnul Iisus a spus sec. Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Nu m-a pus nimeni. Domnule, dar tu poți împărți exact averea noastră din satelit, că tu te ridici, tu poți să împarți averea precis. Domnule, nu m-a pus nimeni. Și pentru că tata nu m-a pus, eu nu fac asta. Să nu cumva, frații mei, să ne trezim implicați în lucruri la care nu ne-a chemat Dumnezeu. Iar dacă te-a chemat Dumnezeu, n-am nicio problemă. Nu dai socoteală în fața mea. Însă v-aș ruga tare mult, uitați-vă la ce sunteți încălțați. Este râvna Evangheliei Păcii în picioarele voastre? Alergați pentru Domnul și pentru lucrarea Lui? Sprijiniți lucrarea Domnului așa cum v-a învățat Domnul? Pentru că șarpele vine din urmă și veninul Lui te inoculează și la un moment dat nu mai alergi cu aceeași sârguință. Spunea Pavel la un moment dat unei biserici pe care duhul de legalist prin șarpe i-a mușcat și a spus: o, galateni nechirziți, pentru care din nou trebuie să sufăr durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. O, cum aș vrea să fiu cu voi, căci nu mai știu ce să cred. Cum adică, da, ne-am pus pe temelie, i-am încălțat prin harul lui Dumnezeu cu râvnă, erau în stare și ochii să-mi dea din dragoste pentru mine și acum îi văd că sunt pasionați pentru alte lucruri. Nu mai sunt pasionați de aceeași Evanghelie, de același Domn, râvna lor s-a schimbat totalmente pentru Domnul. De ce? Pentru că între timp își schimbase bocancii din picioare. Și vreau să vă mai spun ceva, pe care v-am mai sublinie altă dată, dar lucrurile astea o să le întâlniți. Pe calea pocăinței pe care alergați voi, sunt oameni care au pornit într-o veselie, îmbrăcați în haine albe.
să alergeți spre împărăție. Și-au imaginat numai trandafiri, fără spini, și-au imaginat numai aplauze, și-au imaginat că intră în biserică și tot sar de pe scaune să-i ofere lui locul. Acum sunt locuri, dar înainte nu prea erau. Toți îi dau prioritate de dreapta și de stânga. Și când au intrat în biserică, nu a fost chiar așa. Ba chiar, parcă ca un magnet, au atras oameni care au împrumutat bani și au uitat să-i dea cu ghilimele de rigoare înapoi. Au uitat să-i dea. Ba chiar ăla îi dă și recții de moralitate și de punctualitate lui. Te izbește de asemenea fățărnicie și fariseism. Te izbește. Și dintr-o dată nu mai aleargă așa spre premiul chemării ca la început. Și observă pe drum niște oameni care devin fosilizați în timp, numiți de Biblie pietre de poticnire. Oameni care au fost plini de râvnă altădată. Oameni care au fost cei din tâi, oameni care te judecau, nu puteai, un judecător din ăsta cu toată școala lui, nu reușea că ăsta să te judici, te pui la locul în care credea el. Și la un moment dat s-au fosilizat așa și au rămas cu banii pe care nu i-au recuperat, au rămas cu alegerile care s-au făcut și nu au fost propus, au rămas cu niște amintiri din asta și te fosilizat acolo. Problema este că tu alergi. Vi s-a întâmplat, eu am crescut la țară, când jucam fugărita cu frații mei, nu ne luam prima dată bocanci din ăștia de pișantier cu botul de inox în față, și de oțel în față. Nu. Cum ne era fugărita, cu picioarele goale, dacă avem tenis pe timpul ăla. Ei, când fugăream așa, să nu mă prind ăla, să nu pui mâna pe mine, fugeam pe drum. Pe drum mai era câte un bolovan ieșit așa, când degetele mele dădeau un bolovanul ăla, de obicei mă trăgeam pe dreapta și pe stângă, ăla spunea, l-am prins, nici nu mă mai interesa că m-o prins. Deja începeam să suflu în degete pentru că trecea mai ușor. Constatam eu că trece mai ușor. Și suflându-mi în degete așa, trecea la un moment dat, se mai învinițeau unghiile la picioare, cu tare, dar tot fugărita, tot mai era la modă. Aș vrea să vă spun pe calea Evangheliei alergând înainte. Dacă n-ai râvna Evangheliei, s-ar putea să dai de pietrele astea de potignire. Să n-ai decât să stai pe dreapta și pe stânga, să te convingă el că lupta pe care o duce el împotriva cultului pentecostal, împotriva lucutare, e lupta cea bună când stai pe dreapta sau pe stânga și sufli în dejde. Stimații mei, lupta cea bună este să lupți pentru Evanghelie, Doamne ajută! Asta e lupta cea bună. Din nefericire sunt atâtea ispite. Și de ce să nu vă spun, frații mei? Sunt oameni care au fost nedreptățiți. Sunt oameni care la un moment dat, din anumite motive, din vari motive, oamenii ei au dreptate când îi asculți. Dar asta nu înseamnă că trebuie să schimbi bocanci. Asta nu înseamnă că nu trebuie să alergi înainte. Dacă te pot ajuta, te eu dice, și poate o piatră de asta fosilizată începe a învața să aleargă, să meargă mai departe. Dar de obicei oamenii ăștia vor spune, noi suntem din muzeu, noi suntem aici, toți trec pe lângă noi, ne urează de bine, mai încercăm să tragem pe dreapta și pe stânga cât putem dacă n-au bocanci cu vârf de oțel, dar dacă nu, mergeți înainte că vin următorii și noi tot aici suntem. Fratele meu, aș vrea să verifici în primul rând în alergarea asta care stă înainte, nu cumva ai devenit o piatră de potignire? Nu cumva ești acolo și ai devenit fosilizat, împietrit, în urma unor lucruri care s-au întâmplat în viața ta? Nu spun că lucrurile alea nu sunt adevărate. Nu sunt chemat eu să judec. Într-o zi, lumea și credincioșii vor fi judecați după dreptate prin Iisus Hristos. Acum este treabă, frații mei. Acum este treabă de făcut. Acum este de alergat. Să vă spun din câmpul Evangheliei, oameni care iartă de sute de mii de euro și o iau înainte? Să vă spun din câmpul Evangheliei, oameni trădați de cei mai buni prieteni care lasă totul și aleargă pentru cunună? Să vă spun din câmpul Evangheliei, oamenii nedreptățiți care spun la un moment dat, Dumnezeu este Cel ce judecă, eu vreau să-mi prind cununa, restul nu știu ce fac, ce vor avea, dar eu vreau să-mi prind cununa și aleargă înainte, pentru că sunt încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Doamne ajută! Șarpele vine din urmă, iubitul meu. În alergare sunt presărate teste pentru tine, pietre de poticnire. Nu rămâne acolo. Unele pietre sunt așezate chiar în familia ta. Ce-i să faci? Ai să-i ții partea celui din familie?
Și ai să lași lucrurile mai lejer? Nu să mai fii implicat? Am întâlnit atât de mulți oameni care nu știu ce fac. Nu se poate, dacă eu vin la Elim, când vin în vizită, e ok, e bine, mă primesc tot, dar dacă aș veni aici, sigur ați avea ceva cu mine și eu cu voi. Sigur, aș avea. Pentru că vrei, nu vrei, avem acces la slăbiciunile celorlalți. În momentul respectiv, dacă voi m-ați supărat pe mine sau eu te-am supărat pe tine, când tu discuți cu copiii tăi, când tu le spui lucrurile care poate eu m-am pocăit sau nu, dar nu-i treaba lor asta, tu i-ai frânat, iubitul meu frate. Ce faci cu casa ta? Ce faci cu alergare care le stă înainte? Ce faci cu premiul pe care ar trebui să-l prind? De aceea râvna Evangheliei este un lucru extraordinar. Când aud tineri care îi spun, dom'le, lăs tot, trebuie să aspir în casă, dar mă duc, e repetiții de cor, las că aspir eu, nici o problemă. Când aud tineri care îi spun, dom'le, mă duc, este slujbă de priveg și de mormântare, că frate se adună acolo, bă, dar tu nu predici, nu. Nu, mă duc acolo, pentru că are râvna Evangheliei păcii și veghează la asta, să fie acolo. Știți când timp Dumnezeu îi observă? Știți că în timp Dumnezeu nu rămâne dator nimănui? Știți că înaintarea lor va fi cunoscută de toți? Nu că e pila nu știu cui, va fi cunoscută de toți. Că pot să-L apăs eu cât vreau. Pot să-L apăs cât vreau. Când mi-L ridică Dumnezeu, aleluia, nu am ce-i faci. Cine gândește așa? Cine gândește așa? De obicei gândim numai la anumite lucruri malefice din spate, tot felul de scenarii, însă uităm că deasupra fiecărei biserici există unul care știe pe fiecare dintre noi și cum dormim, pe ce parte dormim, și ăla e Hristos Domnul, binecuvântat să fie numele. Știi tot! Cât e de bine să-ți iei râvna Evangheliei și cât s-o mai rămas din alergare, să-ți încolonezi în spate familia, și să alergi spre Cel care dă cununa. Doamne ajută! Ostașul este încălțat. Din pricina faptului că șarpele îl ajunge și că pietrele îi pot igni spre traseu. Dați-mi voi să vă vorbesc de un alt aspect, și anume coiful mântuirii. Coiful mântuirii alt părăcetru deciziilor vieții tale. Știți foarte bine din Biblie că Goliat era blindat. Blindat foarte bine. Era luptător din tinerețea lui, era un mercenar desăvârșit. David n-ar fi avut nicio șansă cu pietricica lui dacă lovea în platoșă, dacă lovea în scut, nicio șansă. Însă David cu pietricica lui l-a lovit într-un punct vulnerabil, în frunte. Și fruntea lui nu era apărată. Ca altfel, dacă coiful lui era pe frunte unde trebuie, nu s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Însă l-a lovit exact în frunte. Stimații mei, coiful mântuirii îți apără gândirea ta și în momentul respectiv tu știi că ești mântuit prin Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Mântuirea ta e asigurată prin Iisus Hristos. Vreau să vă mai citesc încă o dată pasajul Bibliei pe care l-am citit deja, unde Sfânta Scriptură spune în felul următor, în pasajul biblic. Dar Dumnezeu, Romani capitolul 5, versetul 8, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți nepreniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Mântuirea Lui Dumnezeu ți este asigurată prin credința în Iisus Hristos și prin mărturisirea cu gura. De aceea v-am spus, e important scutul și mântuirea efectivă în viața ta se menține, scutul, mintea ta este protejată după modul în care te raportezi. În momentul în care spui, eu știu dacă mai sunt mântuit, unde o merge toată lumea, mă duc și eu. Dați-mi voi să vă citesc ce spune Apostolul în Romani, capitolul 10. Folosim textul ăsta foarte mult la botezuri, dar e valabil în seara asta să ne readucem aminte. Romani, capitolul 10, cu versetul 9, spune Biblia așa. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și atenție și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Ce mărturisești cu gura ta? Vă repet ceea ce v-am mai spus, dar trebuie tot spus.
Cine se discute despre fotbal și despre sport, e suficient. Îți plătiți cu 1000 de euro. Cine vorbește despre câștigat bani la bursă sau prin alte activități, sunt profesioniști în domeniul ăsta. Cine vorbește de politică, din nou, sunt o grămadă de oameni care se ocupă cu asta. Pe noi Dumnezeu ne-a câștigat ca să vestim puterile minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Și vă repet încă o dată, dacă planul A nu merge, Dumnezeu nu are planul B. Ăsta e un popor câștigat exclusiv al lui Dumnezeu să facă treaba asta. Dacă ăștia tac din gură, nu-i nimeni să vorbească. Dacă noi n-am ieșit la vot pentru familie când o trebuit, credeți că a intrat cineva în locul nostru? Dacă noi nu ne auzim vocea în zilele astea când se vorbește de educația copiilor, crezi că se îngrijește cineva de așa ceva? Foarte mulți au stat lejeri din toți creștinii din țara asta. Foarte mulți. Abia aștept pe aia care se comenteze ceva. Abia aștept. Eu eram undeva la Bruxelles atunci, de la 1990 încoace nu prea am fost la vot, dar pentru familie m-am sculat de dimineață, am mers undeva acolo unde era cabina de votare și m-am dus să votez pentru familie și pentru ceea ce s-a hotărât la momentul respectiv. La momentul actual aud pe mult pe la dos când încep să vorbească. Prima întrebare, că ai fost atunci acolo? Păi n-am fost, dar trebuia să-ți exprim punctul de vedere atunci, că nu-i nimeni să-ți dea în locul tău acolo. Tu ai vrea acum să ridici un președinte, ai vrea acum să ridici niște senatori, să facă ce puteai face tu simplu. Dar probabil comoditatea a fost mai mult. Probabil te-ai gândit așa într-un duc profetic, dar fals, că o să iasă. Dar n-a ieșit. Și nu-i nimeni. Învățați din asta. Și aș vrea să vă spun, dacă în lumea asta se vorbește la adresa unor politicieni, a unor sportivi, a unor personalități, laudativ, aș vrea să vă spun, depășiți-i pe toți lăudându-L pe Domnul. Nu contează unde, școală, facultate, la servici, Domnul-i bun, îndurarea Lui ține în veci. Începe să-L lauzi pe Domnul. Pentru că asta, în primul rând, îți confirmă mântuirea pe care ai primit-o tu. Tu ești mântuit, tu ești salvat, căci prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Țineți coapsele minții protejate de mântuirea Domnului. Doamne ajută, frații mei! Verbalizați credința dumneavoastră! Suntem sătui de o grămadă de atupeiști care vin să ne învețe după ce au divorțat de vreo 5 ori cum să ai o familie fericită. Suntem sătui! Suntem sătui de oameni care n-au copii să ne învețe pe noi cum să ne creștem copiii. Vorbește, omule, că la asta ești chemat! Lasă sportul, care cine vorbi? Lasă euro și banii, care cine vorbi de ei? Vorbește de Hristos! Să ne ajute Domnul, vreau să văd ziua aceea când îi văd pe frați cu venii la gât, un frate vorbind de Hristos și de bunătatea Lui. Să-i văd supărați că ăștia nu li dau prioritate și stau tătă ziua cu sportul și cu politica. Spui, băi, lăsați-mă să vorbesc puțin și de Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Mi-i dor de ziua aceea. Doamne ajută, frații mei. Să te chemați să facem asta. Coiful mântuirii trebuie să-l ai pe capul tău. Când se aruncă o piatră de undeva, o piatră a întrebărilor iscoditoare, o piatră în care se spune, oare a zis Dumnezeu că nu-i voie? Oare scrie undeva așa? Oare se va întâmpla așa? Tu spui, nu oare, Hristos e Domnul vieții mele astăzi, nu oare, El îmi conduce viața, El mă paște pe cărări drepte din pricina numelui Său, El mă duce la ape de odihnă, pentru că Domnul nu va fi, nu a fost, este. Mântuirea e la prezent. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Menține lucrul ăsta. Astea sunt armurile pe care poți să le ai, fratele meu. Imaginează-ți acum un om care are toate stările astea. O să vezi că ai cu cine vorbi. O să vezi că zâmbește tot timpul. O să-l vezi optimist. Păi el e aparat și din spate și din față platoșa neprienirii. Nu se socotește, îl socotește Dumnezeu în fiecare zi neprienit. Are scutul credinței. Este vreun dușman? Pac! Domnul este scutul meu, El mă izbăvește, El știe ce-i mai bine. Doamne, păzește-mă Tu, uită-te la planurile care se fac, zădărniștește-le în numele Domnului. Și nu contează că sunt oameni, și nu contează că au grade, și nu contează că sunt demoni care au văzut miliarde ca tine. Domnul zădărnicește că ai prioritate în numele Lui Iisus Hristos. Așa ai ajuns până aici. Folosește scutul.
Nu tot îl pune jos, iei altul, știi, te pricepi și la diplomație, te pricepi și să măgulești. Nu, folosește scutul, pune-l acolo și față de orice dușman și imaginar să fii, pune-l acolo să fii, să fii tu sigur că e la locul în care trebuie. Dumnezeu să ne ajute. Iubiții mei, ți se dă o singură armă de atac. Și acela este cuvântul lui Dumnezeu, care este o sabie cu două tăiușuri. Folosește arma asta. Este atât de teribilă, încât vă rog tare mult, nu o folosiți contra fraților. Este o armă teribilă. Cuvântul lui Dumnezeu rostit, proclamat, este o armă care, pe lângă faptul că desparte sufletul și duhul, încheietura și măduvă, taie, pătrunde, intră, folosește cuvântul lui Dumnezeu ca o sabie împotriva diavolului, împotriva lucrării lui, împotriva păcatului, ca să desprinzi păcatul de viața ta. Există de foarte multe ori păcatul ca o caracatiță, după ce l-ai înfăptuit, el se întinde așa și îți șoptește, eu-s parte din tine, tu nu poți scapa de mine, tu așa ești tu, nervos, tu așa ești tu, trebuie să place, lasă că Domnul te mântuiește cu tă caracatiță. Sabia face ca înainte de a merge la altul să-i tai tentaculele jos prin pocăință, câteodată ai să mă ieși puțin în piele de la tine, dar nu e o problemă. Scap de caracatiță și Dumnezeu pielea se vindecă, se regenerează, dar tu ai scăpat, Doamne ajută! Că altfel îți rămâne lipită de tine acolo. Și oameni mari, oameni grozavi, au lăsat o mică caracatiță care au crescut și apoi n-au mai putut alerga, n-au mai putut sluji, au făcut de râs familia și toată lucrarea lor. De ce? Pentru că au lăsat-o să crească acolo. Sabia asta te ajută, fratele meu, folosește-o. E atât de teribilă încât în pustia Iudeii s-au prezentat două ființe care nu erau de pe pământ. Știau ce-i ferul și știau ce se face din fer, știau ce se face din oțel, știau despre arc, știau despre săgeți, știau de toate armurile ce le avem noi, dar sunt rudimentare astea pentru bătălia care o purtau ei. Și vine diavolul, care tocmai fusese aruncat din locurile cerești, și vine la Domnul Iisus, care venise din ceruri ca miela lui Dumnezeu să ne izbăvească pe noi. Și așa, după cum v-am spus și altă dată, puteau să folosească de ce cele patru făpturi vii au patru fețe. Și să discute și noi să stăm așa, să ne uităm în Biblie, spune, băi, nu știu ce vorbesc ei aici, nu știu, nu pricep, vorbesc de niște taine la care noi nu avem acces acolo, nu putem pătrunde. Ca atare, noi nu putem învinge pe diavolul, cu Domnul Iisus explică de ce făpturile alea au patru fețe. De ce cei 24 de bătrâni și aruncă cununile? Noi nu avem de unde asta. Însă Domnul învinge pe diavolul la el acasă. După ce ăsta s-a așezat bine, confortabil aici, pe Pilată l-avea la bână, pe Alda Caiafa l-avea la mână, totul era așa. Domnul Iisus spune, iată că vine la mine stăpânitorul lumii. E bine, era așezat la el acasă aici. Abuziv, ce-i drept, dar era la el acasă. Și vine și îl învinge pe diavolul la el acasă, nu cu numele la cei 24 de bătrâni, nu cu taine cerești, ci cu este scris din Bibliile noastre, slăvit să fie Domnul. Citate exacte. Și atenție, frații mei, diavolul dă înapoi când tu începi cu ce scris în Biblie. Dar știi că și el știe Biblia? Și el știe Biblia. Când Domnul Iisus îi spune omul, nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul spune, gata, m-ai înfrânt, ai scos sabia asta foarte puternică, foarte deosebită, dar dăm voie să arăt și eu câțiva mișcări splendide de spadasin. Este scris la fel, că îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de el ca să-i scape din primejdie, ca nu cumva să-și lovească piciorul de pe piatră. Psalmul 91. Deci, să ai jos, că este scris. Și Domnul nu spune, măi, într-adevăr, este scris și asta. Nu, nu. De asemenea, este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Spune Biblia că diavolul a plecat de la el și l-a lăsat, pentru că a folosit nu numai un verset biblic pe care îl citează frații. Frate, și eu am dureri. De când am citit versetul și al din Timotei, că să bei și puțin vin pe lângă apă, și eu am început să am dureri. Până atunci nu a avut. De atunci, de când o știi versetul ăla, numai să aibă el acces la poțiunea mult dorită, a început să aibă dureri. Dar uite și în alte locuri, că Duhul Sfânt vorbește despre beție și de vin și de... Și în alte locuri, nu te lăsa cucerit de o sabie care a scos-o cineva la întâmplare. Nu, nu. Vezi ce spune toată Biblia de subiectul respectiv. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Asta presupune studiu.
Bun, nu toți sunt pregătiți de studiu, dar mulțumim Domnului că avem între noi frați care studiază, care s-au anunțat din timp și pe o anumită temă vin și ne predau cuvântul Domnului. Doamne ajută! Noi trebuie numai să verificăm acasă, să ne luăm notițe și să vedem cine vorbește Domnul. Și sabia asta să o scoatem atunci când trebuie. Și vă mai rog încă o dată, când spadasinii se pregăteau să dueleze, intrau în anumite săli de scrimă, unde învățau să folosească săbile respective, fie că era floretă, fie că era sabia katana la japonești, fie că era o altă sabie, să învățau cum să lovească cu săbile respective. Câteodată luptau între ei, dar cu săbii de lemn. Cu săbii de lemn. Aș vrea să vă spun, studiile biblice, frații mei, sunt făcute să folosești un asemenea lucru. Este scris în Scriptură, frate, dumneatale, ce păreri ai de lucrul ăsta? Dar uite, mai este scris și asta. Ați văzut studii biblice când scot săbile de periculoase cu care au fost învins diavolul și nu au mai avut ce face? Scoate de acolo și spune, stai să spun eu ce spune Biblia, mai. Cum zice după mine. Și faci o rană la omul ăla că unii se duc din adunare și nu-i mai vezi. Pentru că e o armă foarte periculoasă, frații mei. Nu folosiți cuvântul lui Dumnezeu împotriva fraților voștri. Chiar și atunci când are caracatița pe el. Chiar și atunci. La tine ai simțul care te ajută să dai caracatița jos. Dar nu te duci la el cu toporul să dai caracatița jos. A, am prins o bână, nu e problemă, las că trece. Nu poți să spui așa ceva. Trebuie să te duci cu gingășie, de-aia avem momentul ăla cu bârna și cu paiul. Trebuie să folosești lucrul ăsta, când folosești sabia asta, e adevărat o sabie care desparte, e adevărat că e o sabie care taie, dar ai grijă cum o folosești, Dumnezeu să ne ajute. Folosește în colaborare cu celălalt, te va ajuta lucrul acesta. Iar când vrei totuși să te antrenezi, folosește sabia de lemn, fă studiu biblic, discută plăcut cu celălalt, lasă-l să facă o fandare, să spună ce crede el, hai studiem data viitoare, să vedem ce înseamnă cuvântul ăsta. Chiar dacă un anumit, eu am întâlnit oameni care au citit un anumit verset din Biblie și pe ala s-a dus la predicator și îi explici lui că el așa a înțeles și el așa a gândit și să mă lăsă în pace că eu așa gândesc, măi frate, e drept că gândești, eu respect gândirea dumitale. Dar vezi că în pasajul ăla biblic tu ai scos un verset din context, uite tot contextul ce vorbește acolo. Nu mă interesează contextul, eu numai sabia asta să vezi și să faci și cu sabia. E drept că tu poți devii un mare viteaz cu sabia de asta, să o rotești peste sute de oameni și să vrei să-i omori pități ca vitejul lui David. Însă fii foarte atent cum mânuiești, că aici ești în biserica lui Iisus Hristos, Doamne ajută! O învățătură biblică, un gând pe care l-ai tu, supune-l la scrimă, în sala de antrenament, gândirii celorlalți. Frații mei, ce ziceți de lucrul ăsta? De ce să faci așa? De ce să faci așa? De ce? Și atunci oamenii care au luat anumite decizii sau deduat anumite decizii, așează frumos lucrurile și la un moment dat când știi să duelezi bine cu sabia de lemn, îți dă cineva să porți și sabia aceea din metal, pentru că știi ce ai de făcut, dacă te-ai descurcat la aia de lemn, sigur o să te descurci și la asta. Și nu o să o scoți repede din teacă. Nu o să o scoți repede din teacă. Citeam faptul că a existat o vreme în istoria umanității, când dacă cineva îl supăra pe cineva, adică nu mă refer aici la bani, nu mă refer aici la ofensă față de familie, așa, nu-i convenea lui ceva, i-a aruncat mănușa. Și mănușa era provocare la duel. Și era un act de lașitate să nu te duci, să durezi. Ăla avea 3 copii, tu mai aveai 2 copii, trebuie să-ți iei un asistent, că ți-o aruncat ăla mănușa, la beții sau cum era, ți-o aruncat mănușa. Și trebuia să vină și ăla și trebuie să te duelezi cu ăla până unul din voi murea. De multe ori se întâmpla să fie câte o rană gravă, lăsai pe ăla handicapat sau te lăsa. O grămadă de oameni au murit din cauza la lucrurile genul ăsta. Săbile alea sunt nimicuri față de cuvântul lui Dumnezeu. V-aș ruga tare mult, aveți grijă unde îl puneți și cum îl puneți. Aveți grijă, nu vă loviți, frații, cu al Domnului cuvânt. Nu-i pentru asta. Cuvântul trebuie folosit împotriva păcatului. Cuvântul trebuie folosit împotriva diavolului. Cuvântul are eficiență împotriva duhurilor necurate. Folosește-l acolo cu toată autoritatea. Îi văd de multe ori pe frați, băi frate, este un tânăr, o tânără, are anumite, nu poate dormi noaptea, are numai coșmaruri.
Nu vii să te rogi în numele Domnului Iisus să iasă demonul ăsta de tulburare din el, că și el recunoaște. Nu, frate, nu. Asta e pentru așlanță. Pentru mine, lăsați-mă că eu mă descurc singur. Pila dos, pe mână, scot sabia și mai... Frate, aici trebuie să o folosești. Aici, pe baza autorității cuvântului, în numele Domnului Iisus, pe baza poziției tale pe care o ai, folosește sabia și luptă-te cu demonul ăla până pleacă de acolo schilodit și rănit. Dar demonul să fie schilodit, nu omul. Doamne ajută! De aceea e importantă lupta spirituală. V-aș ruga tare mult, frații mei, a fi gata în seara aceasta este să ai mijlocul încins, platoșa neprihănirii pe tine, coiful mântuirii pe cap, scutul credinței în mâna stângă, râvna Evangheliei în picioare și sabia Duhului Cuvântului Dumnezeu în mâna ta. Va urma o luptă poate în seara asta, vei ieși biruitor. Mâine dimineață va începe din nou nuptele, vei ieși biruitor. Mâine sau poi mâine sau poate noaptea asta pentru tine sau pentru noi toți va veni Marele General să ne găsească după ce am biruit totul, să ne găsească în picioare. Și apoi va începe prezentarea noastră în fața veșniciei, când o veșnicie întreagă vom fi cu Cel care la Golgota a purtat lupta luptelor și a ieșit biruitor în veci de veci. Să ne ajute Domnul pe toți să fim biruitori și să fim gata. Amin.